Bună ziua, dragii mei peștișori! Sunt Arotela cu o nouă etalare. Luați-o până în august, că tot e târziu. E o etalare pentru iulie, dar dacă vreți să o încadrați în 30 de zile, puteți să o încadrați până pe cât e 10-11 august. Da, eventual și mai încolo. Poate deja se manifestă. Cred că unele mesaje deja s-au manifestat. Ha, interesant. Mesajul, energia generală pentru peștișori este constructorul. Trebuie să vă construiți, să vă întăriți. Cred că și pentru mine e mesaj, da? Să-mi întăresc un pic spatele, că mă doresc spatele. Dar, ideea este că unii dintre voi începe să aveți această, să vă conectați la această dorință intensă a celor maturi, vorbesc de peștișori maturi, da? De a construi și de a crea lucruri profunde sau lucruri stabile sau lucruri care sau și, da, care vă creează un sens. Un sens profund de reușită, de satisfacție. Dom'le, am făcut asta în viață, da? Și constructorul ăsta, construirea aceasta poate să fie și un proiect, un master, un doctorat, o expoziție, ca la mine, da. O idee, o carte, o casă, evident, o relație sau pur și simplu să vă construiți pe voi, dar domnilor și doamnelor, peștișori și peștișoare, delfini și rechinuțe, la capătul setului de cărți aveți profesorul spiritual, da? Poate că unii aveți nevoie de un profesor spiritual care să vă ghideze. Da? Un profesor complex care vede spiritualitatea din mai multe perspective, eventual a trecut prin ele și are și un sens de creativitate, un sens de, sau mai bine zis, o latură creativă copilărească și vă ajută să vă conectați la copilul interior. Copilul interior care n-a avut stabilitate. Aici foarte interesant și să înțelegeți că stabilitatea vă o găsiți în voi prin această construcție spirituală și eventual și fizică. Da? Pentru că eu știu cum este. Te concentrezi foarte mult pe spiritualitate și uiți de latura materială. Trebuie pe de-o parte să vă împământeniți într-o realizare excepțională. Și cei mai frumos ar fi realizarea voastră, cea mai bună versiune a voastră, a celei mai bune versiuni a voastră, da? Da, profesorul spiritual. Poate că unii sunteți îndemnați către un anumit profesor spiritual sau alții, pentru că am văzut copiii, poate aveți între copii un profesor spiritual, se poate și asta, să aveți un copil matur sau un copil inspirat de divinitate. Oricum, ideea de construcție. Vedem ce legătură are, da? Vedem ce legătură are. În timp ce am amestecat cărțile, mami, trăsnet, a apărut turnul, dragii mei, justiția, regina de bâte și moartea. Și la capătul setului de cărți, marea preoteasă, peștrac, scorpion, eventual, unii care sunteți treziți spiritual, nu toată lumea, dar unii care sunteți treziți spiritual, cu conflicte interioare, da? Dorința de a se construi, despre care am vorbit mai devreme, și de a se vindeca de această poveste. De această poveste. În care a sperat foarte mult, orice zodie ar fi, a sperat această mare preoteasă în povestea asta, s-a rugat și totul s-a ales cu inima frântă și cu conflicte interioare. A așteptat, a sperat și celălalt a stat în lumea sa. În lumea sa. Deci, a apărut turnul. Un eveniment neașteptat, un eveniment trăsnet, care v-a dat peste cap echilibru interior sau s-a întâmplat o nedreptate. Poate să fie în relație cu cineva cu marcaj în semnul balanței, semn de foc, berbec, săgetător sau leu sau scorpion. Da, poate fi și să zicem cu Uranus, poate și vărsător. Personaj cu marcaj sau un marcaj în una din aceste zodii. Deci, oricum, un eveniment trăsnet, că urmează, că a fost, iar variază, da?
Ideea este că aici, la capătul setului de cărți, v-am arătat, da? V-am arătat. Ia uite, cine era cel care nu s-a deschis? Interesant. Cel care nu s-a deschis, regele de spade, da? Personaj, semn de aer sau cu marcaj puternic, nu s-a deschis. Evenimentul trăsnet. Da, poate a fost o întâlnire trăsnet. V-ați îndrăgostit ori unul, ori altul, ori amândoi unul de celălalt, da? Într-un mod neașteptat. Dar a apărut acest dezechilibru, a apărut karma. E o karmă pe care trebuie să o rezolvați. Karma este că unul are tendința să se ducă către personaje tentante. Da, ce frumos este, da? Dar, dacă acest personaj a fost atras de voi, a fost atras și de alte personaje tentante, ideea este că apare moartea totuși. Apare moartea, apare transformarea și dorința are de renaștere. Dacă voi în această perioadă, dragii mei, peștișori, ia uitați, ați suferit pentru acest personaj și v-ați făcut conflicte, da? Și v-ați tot rugat cum să vă vindecați, ați tot încercat să vă vindecați. Eu cred că ați construit ceva, începe să construiți ceva. O rezistență, da? Structura internă a voastră. Și la fel cum s-a întâmplat la început, la fel poate să vină acest personaj, nu e obligatoriu, dar e posibil, acest personaj să vină într-un mod neașteptat, da? Să facă dreptate și să-și exprime, pentru că justiția exprimă, are o spadă în sus, se exprime, să zic, atracția pe care o simte față de voi și transformarea prin care a trecut, ar fi minunat. Da? Dacă am putea interpreta aceste cărți și din trecut și din prezent sau viitor. Rămâne de văzut, dragii mei peștișori, dar știm bine că sunt câțiva peștișori care s-au cam îndrăgostit de niște balanțe. Da. Norocul meu este, destinul mi-arată că totuși balanțele au și ele rolul lor plăcut. Și masoza mea și profesorul meu de, eu știu, auto. Sunt de oameni calmi, sunt niște oameni calmi cu care e bine să relaționezi la nivel profesional, nu știu la nivel personal cum poate să fie, dar profesional pot să fie minunați. Așa că mie cel puțin destinul mi-arată că n-am niciun motiv de supărare pe balanțe, ba chiar le pot susține așa. Acum, vorbeam de balanță. Interesant, vorbeam de balanță. Există un adevăr că cineva s-a simțit singur, s-a simțit lăsat în fric și în ceață, poate sunteți voi și acum înțelegeți de fapt ce s-a întâmplat, poate sunt ei și înțeleg ce au făcut, variază. Ideea este că mai devreme sau mai târziu se va face justiție divină într-un fel sau altul. Peștișor, soare, luna, venus, ascendent, nodul nord în peștișori. Hai să vedem, nu mai fi supărați, meditați. La asul de cupe, da? Asul de cupe e vindecarea voastră, da? Vindecarea voastră și creșterea voastră spirituală și construcția voastră. Poate cineva plânge după voi. Dacă plânge, o să șteargă lacrimile la un moment dat și va trebui să acționeze într-o formă sau alta. Central, 9 de monede. Am zis constructorul. 9 de monede se construiește cea mai bună versiune a sa. 9 este un număr spiritual. Se extinde și spiritual și profesional. Are realizări. E în grădina sa, în stabilitate, da? Bucurați-vă de stabilitatea voastră, bucurați-vă de independența voastră, că este un dar minunat să fii independent. Un dar de care cei căsătoriți nu se pot bucura. Nu înseamnă că independența înseamnă să umblați din floare în floare, nu. Această persoană superbă, independentă, nu. E asumată, vorbește chiar cu spiritele înalte, e un vultur, da? Uliu, știți că e totemul meu. Îmi place la maxim această carte. Se iubește într-o formă pe care alții nu înțeleg. Dar e un Venus asumat. Se iubește prin faptul că investește în fiecare monedă, în calitățile sale. Pe unele le dezvoltă mai mult, mai puțin, în funcție de timp, da? Are multe preocupări, da? Și toate preocupările astea o cresc. Mai e nouă. O cresc către o variantă mai bună. Oh, ce frumos este. Provocarea este să fii singur sau să fii... cu sufletul pereche. Eh? Cum e? Băi, că amândouă sunt frumoase, măi. Și independența asta e superbă pentru cine o înțelege și o asumă. E superbă, libertatea e. Dar ideea este că poți să fii cu sufletul pereche și să fii liber. Aici ai nevoie, dacă îți place libertatea și independența, în sensul bun al cuvântului spun, frumos e să-ți găsești acest suflet pereche care înțelege și care este și el ca tine. Sau ea, da? Tot așa, independent, cu dorință de libertate, în sensul asumat, responsabil. Vorbesc despre oameni maturi.
Așa îmi place mie să vorbesc. Dacă voi vreți să interpretați altfel, este alegerea voastră. Da, provocare. Este un suflet care va atinge sufletelul, da? Și voi le atingeți lor sufletelul, da? O colaborare poate să fie. O colaborare, mai ales dacă e vorba de construcție. Poate, vedem. Poate să fie și o colaborare, poate să fie comunicarea telepatică. Frumos ar fi să fie și practică de telepatic ne-a săturat, da? Să fie în realitate, dar o comunicare cu cineva. Da, o comunicare care alină. O comunicare care vindecă. În trecutul îndepărtat. Măi, îndrăgostiți. Ați fost îndrăgostiți, măi. Poate că încă sunteți. Aici e provocarea. Mai țineți la acest personaj? Sau puteți să intrați în dragoste necondiționată și dragoste față de voi și să vă concentrați pe voi înșivă. Că așa se face. Dacă nu merge treaba în această poveste, concentrați-vă pe voi, pe știșorii mei, da? Ăia, maturi, da? În trecutul îndepărtat, îndrăgostiți-ne importanța unor alegeri, a voastre sau a lor, dar și a voastră și a lor. Ei poate au ales tentația, cum am zis mai devreme. Și dacă i-a ales tentația, ce faceți? Stați și plângeți? Mai, hai, căi, plânge odată, de două ori, te mai consum, dar chiar prea mult consum nu se merită, nu? Ideea este că alegi. Dacă ei aleg tentațiile, noi, sau vorbim despre sufletul vostru, că aici este central, alegeți independența și construcția. Construcția interioară. Frumos. Poate că ei sunt independenți și țineți la ei. Vedeți unde sunteți, oricum. În trecutul îndepărtat, îndrăgostiți, atracție. Atracție, ia uite ce frumos, și aici este înger și aici. Divinitatea v-a adus împreună ca să învățați ceva. Clar. Ca să învățați ceva. Acum, dacă unul învață, e problema lui. Sau a ei. În trecutul apropiat, 8 de cupe, unii dintre voi maturi ați învățat să vă detașați. Pentru că n-a mers ceva. Sau încă lucrați la această curățare emoțională, da? Și manifestarea nu satisfacțiilor, dragostei față de voi. 9 de cupe și 9 de monede, da? Că aici 9 de monede a trecut prin 9 de cupe, da? Tocmai pentru că se iubește, investește în creșterea sa, în monede, în reușit. Cursuri de perfecționare sau să mai citești o carte, să mai înveți una alta. Asta e. 8 de cupe în ultima vreme. Frumos ar fi dacă ați început să faceți eliberările de cupele goale. Uau, evident că în acest 8 de cupe nu intră doar această poveste, intră și povești mai vechi, și membrii ai familiei, și colegi, și eu știu, faptul că ați picat la facultate, a, nu știu câta oară, eu știu. În viitor apare 5 de monede. Nu cred că e al vostru, cred că e al altcuiva, pentru că vouă v-a apărut constructorul. Dacă într-adevăr vom vedea ce-o fi cu 5 de monede, poate să fie bine, poate să fie mai puțin bine. Ideea este că central aveți cărți frumoase și asta e cel mai important. Aha, în prezent, cineva are multă pasiune pentru voi, poate sunteți și voi care aveți multă pasiune pentru cineva. În fine, un rege de bâte, cu fi berbec, Leu săgetător, nu e obligatoriu că este un personaj care vă place, ar fi frumos, dar poate să fie și un personaj foarte autoritar, care încearcă să-și impună părerea. Vom vedea cât de cât la clarificări. Pentru că știm bine că cei marcați, mai ales cu soare în semne de foc, pot să fie foarte dominatori. Rămâne de văzut cine este acest personaj. O, Doamne! Sfatul este, am zis, dacă sunteți spre împărătese, fiți împărătese. Dar adevărul este că dacă vrei să fii împărăteasă, ai nevoie de un împărat, nu? Îți trebuie această pereche divină. Îți trebuie acest personaj care te înțelege, îți înțelege și nevoile în dragoste, și profesionale, și spirituale. Da? Și fizice. Asta e. Îți trebuie un împărat ca să fii împărăteasă. Și aici este provocarea. Sunteți independenți? Sau acceptați colaborarea cu cineva. Evident, dragii mei, că această colaborare nu este obligatorie să fie în amor, poate să fie și o colaborare în afaceri. Să vină cineva care spune, uite, văd ceva în tine, că regele de bâte e vizionar.
văd ceva în tine, am putea să creăm ceva împreună, pentru că tu ai niște reușite, ești mai pământeană sau pământean, da? Și eu am niște idei inovatoare, trăznite, originale, da? Nu zic că n-ai tu, dar unul este așa mai avantgard. Și hai să colaborăm. Dacă urmați această colaborare, deși o să clarific, deocamdată așa vine mesajul, așa vi-l transmit, puteți să aveți creștere. Oricum, sfatul este să mergeți către ce? Construcție, creștere. Construcție aduce creștere, abundență. Și evident, dragoste față de voi înșivă. Asta este cel mai important. Cel mai important. Poate să fie una și aceeași chestie, doar că nu avem două cărți. Da? Nu avem o carte în dublu exemplar și a trebuit să apare sub altă formă. Deci iubiți-vă. Iubiți-vă. Cu fi taur, cu fi balanță, om trăi și om vedea. Poate este mama voastră. Rămâne să vedem. De ce influență exterioară 4 de spade? Cineva cu marcaj puternic în semn de aer, dar marcajul acesta este un pic provocat de suferință. Am văzut mai devreme că cineva a suferit. A apărut 3 de spade la Marea Preoteasă, totuși. Poate conștientizează faptul că a suferit. Poate conștientizează faptul că un anume tip de personajul care vă influențează, un anume tip de comportament a adus suferință. Oricum, personajul acesta nu prea vorbește, stă și meditează. Se pregătește să ia acest as de spade, dragii mei, acest as de spade durează, eu știu, se pregătește de foarte mult timp să ia acest as de spade. Dar nu avem ce să comentăm. Timpul de vindecare al oamenilor variază și în funcție de pregătirea lor și de direcția lor spirituală și de ceea ce vor în viață. Oricum, cineva nu cred că e musai suferință fizică datorată unei boli, ci o suferință fizică datorată unei neconștientizări, a unor răni din trecut, a unui stil, da? Patru de spade. De ce vă este teamă de 10 de monede? Vă este teamă ca eu știu cine să fie căsătorit. Vă este teamă, apropo, cei care iubiți independența, dacă vă pierdeți independența în această colaborare, vă este teamă că intrați într-o zonă 10 de monede în care familia se poate transforma în interes financiar. Vă este teamă de cei care au interese financiare. Vă este teamă eventual de o situație acasă, ceva vă stresează pe voi acasă, o chestiune care ține de moștenire. Iar o reușită financiară, credeți că nu o să o aveți? Sunt multe. 10 de monede. Poate vă e teamă de tradiții, dacă sunteți așa cu planete învărsător sau agitator ca mine, poate vă este teamă de tradițiile astea limitative. Ce reușiți să... A, nu, ce vă doriți? Puterea. Vă doriți să aveți putere. Interesant că a apărut în prezent regele de bâte. Poate că vă reprezintă pe voi. Ar fi mișto. Am zis-o. Mișto. Da. Dar poate că voi vi doriți pe ei. Tocmai pentru că ei sunt puternici, constructori. Și voi sunteți aici unii, nu toți. Poate să fie și invers, evident. Da? Această doamnă, da, care vrea să crească spiritual și sunteți opuși, sunteți diferiți, dar sunteți puternici împreună. Posibil și asta. Și să vi doriți pe ei, că sunt atractivi, da? Posibil. Dar nu obligatoriu, pentru că sunt multe aspecte în viața noastră, am spus-o la Capricorn, dragii mei. Eu când fac crucea celtică pun multe întrebări, vedeți, central, sfatul, influența exterioară, trecutul ăla. Sunt aspecte multiple în viața noastră. Dacă la un moment dat toate cărțile se reunesc să scoată în evidență unul, bine, dar pot să meargă în paralel. Profesia merge în paralel cu problemele sentimentale, familia la fel, da? Sfaturile de viață la fel. Deci pot merge în paralel și atunci sunt subiecte care se dezvoltă în paralel, la care avem acces o carte, două maxim. Da? Deci, în prezent aveți regele de bâte și vă doriți și puterea. Puteți să fiți voi să vă doriți această putere, mai ales că ne mutăm încet, încet către zodia leului. Da? Probabil că atunci unii dintre voi veți simți ceva.
Acum, dacă nu sunteți voi, dacă e o figură masculină, cuceritoare, intrigantă, intrigant, nu intrigantă, nu m-am exprimat corect, deși poate să fie. Poate să fie, dar nu. Nu asta vreau să zic, care vă intrigă, da? Am conjugat greșit. Dar dacă e un personaj care vă intrigă prin felul de său de a fi, probabil că vi doriți. Vi doriți să-i temperați în primul rând. Oricine ar fi. Că vă poate intriga comportamentul cuiva în familie, iar. Da? Repet că e dominator. Și atunci vreți să-i temperați, să aveți puterea de a-i tempera, de a-i domina prin blândețe și spiritualitate. Se poate. Oricum, vă doriți transformare în august, să fie altfel, altfel, eventual să simțiți această creștere spirituală mai mult în august. Ce reușiți să faceți? Oho, încheiați un capitol, da. Pentru asta, într-adevăr, aveți nevoie de putere. Încheiați un capitol. Și sfatul este, dacă încheiați un capitol, să mergeți către creștere, nu? Frumos. Sfatul este să aveți o atitudine maternă, plină de empatie față de cei, ia uite așa ce frumos, față de cei care sunt mai impulsivi. Și nu e așa că seamănă cromatic, roșul acesta al leului este aici, pe haina regelui, și albul, Doamne, este pe haina împărătesei. Și aici este, fiți voi împărați și împărătese în sensul feminin, da? Fiți protectori, materni, dacă vreți, evident. Ce reușiți să faceți? Încheiați un capitol, vă ridicați deasupra multor probleme, vă ridicați deasupra, sunt elemente fixe, tradiționale, da? Încăpățânate, vă ridicați deasupra celor încăpățânați și renașteți. Poate, ia să mai vedem ce alte mesaje. E o chestiune care ține de distanță, de căsătorie, vreau să zic călătorie. Dar poate că vine cineva, da. Pentru unii dintre voi, într-adevăr, munciți în continuare, munciți la creșterea voastră spirituală și ajungeți în postura asta. Unii, nu toată lumea. Unii care investiți în această construcție, construcție personală. Alții. Există un personaj care s-ar putea să vină la voi cu marcaj în zodia taurului, în mod special, sau zodie de pământ. Da. Acest personaj simte multă pasiune pentru voi, vrea să comunice cu voi, vrea să vă ofere ceva. Are, am zis, atracție, vrea să vă cucerească, dar la un moment dat a fugit de chestia asta, de această atracție, pentru că îi consumă foarte mult această atracție. Ideea este că totuși, vor să se transforme, vor să se transforme și să ofere ceva nou, dacă este un personaj. Acum, trecând peste această posibilitate, această nouă lume, înseamnă că voi, dacă aveți credință, asta e cartea credinței, ca și steaua, dacă aveți credință, legătură cu Dumnezeu, conexiuni spirituale profunde, puteți, dragii mei, să creați ceva nou. Cu răbdare, să ajungeți de la valetul de monede la împărăteasă, pentru că central aveți 9 de monede, vreți, da? Să fiți persoane independente, creative, frumoase, da? Și atunci, pentru asta, nu este suficient să munciți, ideea este să fiți și combativi, să vă luptați. Aveți regele de bâte și vă doriți puterea, ca asta înseamnă putere, vă doriți putere să vă luptați. Da? Ideea este că vă trebuie o strategie înțeleaptă. Cum să vă implicați în această nouă construcție. Și printre altele trebuie să vă și transformați. Să vă transformați, nu doar că vă transformați, să vă protejați. Să vă protejați. Da. Dar o să clarificăm. Deci am zis că realizați, ia uite, lumea și marele preot. E o poziție de autoritate pentru unii pești. Pentru unii pești.
capătul setului de cărți, uite, 10 de cupe, 3 de cupe și roata norocului. Este un ideal, vă bucurați de un suflet pereche, 2 de cupe, că e provocarea. Sau ei își doresc, visează la acest ideal. Au tot stat, au tot gândit să vină, să comunice ce să facă ca să schimbe situația dintre voi. Pentru că a fost tăcere. Și se vrea acum comunicarea, schimbarea energiei, se vrea întâlnirea aceasta. Se vrea echilibrarea situației. Dar în această poveste ideală, ideală, euforică și copleșitor de emoțională, există o a treia persoană, pentru că se pare că cineva se eliberează voi, dacă ei sunt cu încă cineva, vă eliberați voi de ei. Dacă ei au fost cu altcineva, poate se eliberează ei de acel personaj. Oricum, în viitor, cineva intră în această energie de problematică, să zic. Clarificăm 9 de monede pentru peștișori. Ia. 9 de monede central pentru peștișori. Pop, pop. Asul de băte. Aici este. Posibil acel semn de foc, da? Să vă dorească, dacă sunteți singurele sau singurei, da? Dar continuați să aveți grijă de voi, pentru că nu singurătatea voastră îi atrage, ci faptul că aveți puterea să străluciți și fără ei. Da. Astul de bâte și 9 de monede. Poate să fie și o idee interesantă, originală, cum să deveniți independenți și cum să creșteți, da? Poate să fie o idee. Provocarea este o colaborare sau un suflet pereche. Provocarea. Ia, clarificăm 2 de cupe, te rog frumos. Opa! Ia uite! Cavalerul de cupe, dar a venit un pic așa, ca într-o parte. Acest suflet pereche nu știe exact încă, sărăcuțul, dacă să vină să comunice sau să nu vină. Simte, dar încă e așa. Pentru că n-a venit cartea în poziție normală, nici invers. Poate că e în schimbare. Că tot am văzut roata norocului. Poate e în schimbare. Provocarea este ca acest suflet pereche să comunice din suflet. Că știm că simte, dar dacă nu și spune, tot degeaba. Tot degeaba. Pentru că, uite, până acum, poate că are o tendință între a fi în control și a fi impulsiv. Și în relație cu voi, da, Marea Preoteasă și Steaua, în relație cu voi trebuie să fie un pic mai intuitiv, să fie altfel. Nici impulsiv, nici în control. Astea sunt două extreme ale lor. Pentru unii poate să fie un semn de aer sau foc, ori foc foarte impulsiv, ori semn de aer care posibil să fie într-un contract, căsătorie sau un job. Nu știu de care. Deci este că da, frumos ar fi să vină. Să-și asculte intuiția, iar regele de spade. Să se vindece de o tendință mai, poate, prea logică și prea pragmatică. Am de văzut dacă vine. De dorit ar dori să comunice acest suflet pereche. Clarificăm 8 de cupe în trecut. Ia să vedem. 8 de cupe în trecut. 8 de cupe în trecut. Pentru peștișori. 8 de cupe în trecut. Pentru peștișori. Ia uite, 9 de spade. Posibil să fie același personaj cu marcaj. Zic marcaj în semn de aer. Care a avut nevoie de vindecare, a avut nevoie de analiză, de înțelegere, de meditație. Dar dacă înainte și-a făcut griji mai multe decât era cazul, că nu v-ați întâlnit, că voi ați plecat într-o altă direcție, da? Apă, aer pentru unii, deși nu e obligatoriu, da? E mentalul și emoționalul cuiva. Voi ați încercat să vă eliberați emoțional și i-au intrat în stres sau invers. Ei au încercat să se elibereze emoțional și și-a adăugat mai mult stres sau stresul este al vostru. Vedeți? Sunt două cărți. Pot să reprezinte și unul și altul. Vedeți unde sunteți, cum vă simțiți.
Da, acest personaj are conflicte. Cum să-și asculte intuiția, cum să iasă dintr-un ciclu de trădări. Are conflicte mentale. Cum să, da? Să depășească niște tradiții sau un fel de a fi. Așa a fost educat, nu? Clarificăm. Mai dăm o carte pentru acest 9 de spade și 8 de cupe. Asta e 6 de cupe. Este sufletul vostru, pereche. 6 de cupe. Da? Acest personaj. Aici e provocarea acum. Ar veni, nu știe să vină. Aoleu, da, dacă cumva mă respinge, că v-ați înțeles foarte bine, v-ați simțit unul pe celălalt. Da? Poate chiar unul a avut așa o revelație. Măi, noi ne-am mai întâlnit, sau urmează să ne întâlnim într-o altă viață. Da? Și totuși, ceva n-a mers. Că am văzut la început turnul, justiția, la la la, da? A apărut problemele. Ia uite. Acest personaj simte multă dragoste, dar nu o exprimă. Și dacă o exprimă, într-un mod așa cam prea direct, prea dur. Clarificăm în prezent regele de bâte. Regele de bâte, în prezent. Pentru peștișor, regele de bâte. Regele de bâte. Trei de cupe. Acest personaj vrea să vă scoată la o întâlnire, simte multă pasiune, dar mare grijă să nu se mai întâlnească și cu niște doamne din mediul său, da? Eu știu, de printre prieteni. Mare grijă să nu fie și o a treia persoană prin preajma lor, că sunt cuceritori, nu doar cu voi. Oricum, una alta vă spionează. Simte multe lucruri, dar nu le arată, nu le exprimă. Vă spionează acest personaj. Dar își dorește o întâlnire cu voi. Romantică și pasională. Mai ales pasională. Clarificăm împărăteasa ca și sfat. Împărăteasa. Diavolul și împărăteasa. Eu zic... construit. Trecând peste faptul că diavolul e interpretat în multe feluri, știți că nu-mi place să interpretez așa cum fac unii. Diavolul înseamnă casa a 10-a printre altele și a apărut și constructorul, dar poate să fie și Saturn. Saturn care reprezintă contracte, da? Contracte, legături, dar și construcție. Dragii mei, dacă ar fi ceva să vă obsedați, obsedați-vă de creșterea voastră sau fiți obsedați de creșterea voastră personală. Pentru unii, poate că cineva cu marcaj în taur sau Capricorn își dorește creștere cu voi. Poate să fie cineva cu marcaj în Taur sau în Balanță, pentru că e Venus sau cineva. Venus e neapărat cu marcaj puternic în Venus, care își dorește obsedant o reușită, creșterea cu voi. De sfat. Eu aș tinde mai degrabă, nu vorbesc acum am de influență exterioară, este un sfat. Hai totuși să-l mai clarificăm. La capătul setului de cărți, ce nu se vede, iau-te, trebuie să vindecați, să aveți speranță, să vindecați această rană. Clarificăm, pentru că nu-mi place totuși combinația. Mai dăm o carte, Cavalerul de Bâte. Și atunci împărăteasa totuși ce înseamnă? Mai dăm o carte pentru împărăteasă? Nu o carte. Ce reprezintă exact împărăteasa în acest context? O carte. Valetul de cupe. Hai să o vedem și pe asta. Eu sunt un pic uneori mai pesimistă referitor la anumite persoane, dar dragii mei, un personaj într-adevăr frumos, cuceritor, dar și cu niște adicții în spate. Puteți să fiți voi unii pești, da? Să fiți extrem de captivați de acest personaj frumos, să vă atragă. Wow! Da? Sfatul este să oferiți mai puțin. Dacă ar fi vorba să aveți, cum să zic, să oferiți mai puțin, doar o cupă.
să comunicați de la suflet la suflet, într-adevăr, dar oferiți mai puțin, mai ales dacă sunteți în postura de împărătese. Lăsați-i și pe ei să lucreze. Cavalerul de bâte, lăsați-i și pe ei să se implice. Chiar dacă și unul și altul, eu cred că și unul și altul sunteți, pentru că aici amândoi sunt legați, nu e doar unul legat, da? Amândoi sunt legați. Dar nu-mi place când apare acest diavol. De-aia prefer, pentru că a vorut 9 de monede și am vorbit de la început. Concentrați-vă, lăsați ca această adicție și obsesie să fie pe plan profesional. Este cea care vă aduce cele mai mari satisfacții. Vă zic, da? Obsesia să fie eliberarea de adicții și creșterea și manifestarea variantei voastre cea mai bună, da? Dar a apărut acest cavaler de bâte. A apărut acest cavaler de bâte. Are în spate o dependență, cel puțin. Și apoi, valetul de cupe. Dacă vine acest personaj să exprime, pentru că aici e provocarea, vine acest personaj să exprime sau nu vine? Dacă vine, ascultați-i și fiți în varianta voastră maternă. Plin de empatie, de înțelegere, dar asta nu înseamnă că trebuie să le oferiți mai mult decât merită sau mai mult decât au muncit, da? Decât, da, am zis bine, da? Dacă au muncit puțin, oferiți puțin. Cu cât muncesc, cu cât se implică, cu atât puteți să oferiți mai mult. Păstrați-vă, dragii mei, ce înseamnă împărăteasa? Păstrați-vă valoarea, măi! Nu uitați că sunteți persoane, creații divine. Și atunci, nu vă lăsați influențați chiar așa de aceste tentații. Dacă vine acest personaj să-și ceară scuze, ar fi minunat. Am mai tot văzut de-a lungul timpului această dorință, dar degeaba o vedem dacă nu se și manifestă, că poate să aibă dorința, dar să nu aibă curajul, pentru că apare puterea, da? Să se implice. La capătul setului de cărți, faetonul, 8 de, ia uite, de bâte, regina de cupe. Puteți să fiți voi sau sentimentele pe care iau asul de spade și regina de cupe. Da, conflicte interioare între voi doi. Unul este mental, altul emoțional și totuși puteți să fiți așa diferiți cum sunteți, puteți să fiți puternici, cum am zis mai devreme. Dar depinde de ce înțelege celălalt. În, eu știu, ce are. Ca și opoziție, persoana cealaltă. Dacă voi vreți să fie emoțional ca voi sau și nu apreciați latura lor logică, dacă ei vor să fiți, da, ca ei și nu apreciază latura lor, nu apreciază latura voastră emoțională, oricum se dorește comunicarea. E o dragoste aici. Se dorește împlinirea unui destin, faetonul. Dar destinul cel mai important sau cel mai important lucru de împlinit în viața noastră, în destinul nostru, este să creștem. Să creștem. Și să fie aceasta obsesia noastră, da? Să fie aceasta obsesia noastră, obsesia creșterii, obsesia manifestării femeii divine, da? Că dacă manifesti femeia divină, vine și bărbatul divin, da? Clarificăm patru de spade. Știu că pare un pic complicat, dar stai, patru de spade. Influențe exterioare, peștișor, patru de spade. Steaua. Cineva tot încearcă să se vindece. Îi ia mult timp. Și tot încearcă să spere, să se roage, se roagă. Acest personaj se roagă. Clar. Se roagă. Pentru împăcare, pentru vindecare, se roagă. Mai dăm o carte. Trebuie să renunțe la niște tradiții, la ceva care îl ține legat de casă. Unii dintre ei. Clarificăm steaua și patru de spade. Mai dăm o carte. Influență exterioară. Steaua și patru de spade. Mai dăm o carte. Aici sunt conflicte. Are de vindecat. Are de vindecat. Poate trebuie să se ferească, să se vindece de niște persoane invidioase. De un fel de a fi manipulator mental. În sensul că se joacă cuvintele cu acțiunile. Aici trebuie să vindece.
Repet, poate mai are alt personaj în preajmă care este invidios, de care trebuie să se vindece până să vină la voi. Invidioși. Ia uite. Poate există un personaj care încearcă să-i controleze. Da. Dar interesant că a apărut, da? A apărut împăratul și indicația, sfatul vostru este să fiți împărătese. Posibil acest personaj, dacă se vindecă și crește, ar putea să fie în timp, bărbatul vostru divin, perechea voastră divină. Ar putea. Dar, v-am zis, până una alta, până să devină ei acest împărat, au de vindecat o atitudine controlantă sau, poate prea ambițioasă, prea mândră. Au multe de vindecat. O influență exterioară. Acest personaj. Cred că e acesta, da? Cred că e acesta. Încă vă influențează. Clarificăm. 10 de monede. Poziția fricilor. Judecata. Unii dintre voi vă gândiți ori să renască ei din această căsnicie, ori să renască ei din această, eu știu, din acest contract, o să renasc eu din acest contract sau căsnicie, din tradiții, o să ies din mediul ăsta cultural, tradițional în care am fost crescut și să-mi fac destinul meu. Aici este. Și aveți nevoie de un ghid spiritual unii dintre voi. De asta vă este teamă. Că nu-și ascultă ei intuiția, că nu vă ascultați voi intuiția. Într-o privință, poate nici nu are legătură cu povestea, poate ține de familia din care faceți voi parte. Vreți să ieșiți din familia voastră, din karma familiei. Înțelegeți? Clarificăm puterea. Am zis că sunt mai multe aspecte, viața e complexă și întrebările sunt diverse, sunt câte cărți. 2, deci 4 și cu 2, 6 și cu încă 6 cu 4, 10, 11 poziții, da? Deci, în 11 poziții, evident că atinge mai multe aspecte decât o singură poveste din viața voastră. Puterea a fost clarificată de 8 de cupe. Aceste. Să aveți puterea să vă iubiți, să vă iertați, să ieșiți din această stare de depresie sau de supărare. Eventual, unii dintre voi, dacă marcați această carte la modul înalt, sunteți în stare să oferiți compasiune și asul de cupe celor care v-au rănit, inclusiv celor despre care am vorbit. În general, celor care v-au rănit, dar și celor despre care am vorbit mai devreme, vă doriți să aveți puterea, în primul rând, să acționați, să vă transformați 4 și cu 8, da? 4, deci 8 dublează, ai nevoie de 2, de 4 ca să activezi 8, da? Deci e nevoie de efort dublu, emoțional, în această transformare. Da? Să nu stați, după cum vedeți aici, la 4 de cupe, cineva stă, meditează, se gândește la trecut și nu vede prezentul și viitorul. Și în această carte ai putea considera că sunt în mișcare. Dar oricum nu stă niciunul jos. Sunt într-o anumită poziție, da? În transformare, sunt în proces de transformare. Vă doriți să aveți puterea să vă ridicați și să mergeți mai departe. Și ce e frumos, am zis că în prezent aveți un rege de băte, un personaj care vă dorește, nu știu, să vă scoată la întâlnire, să vă facă vesel, să vă... Cu o fi acesta, cu o fi altcineva, nu contează. La capătul setului de cărți, regele de cupe, am zis, da? Sunteți voi aici. Voi. Aveți o dragoste profundă, vreți să o manifestați, cum? Frumos, față de cei care au căzut, care v-au rănit, dar bine, nici nu poți să ieși la infinit, evident. Aveți conflicte. Unii dintre voi aveți conflicte cu cineva cu marcaj în semnul leului, clar. Nu pentru toată lumea, dar
Mai dăm o carte pentru 4 de cupe, te rog frumos, în poziția dorințelor. Mai dăm o carte. Poziția dorințelor. Oho, soarele. Aici este. Aveți puterea să vă treziți, că am văzut profesorul spiritual, să fiți puternici, să mergeți să străluciți. Dacă personajul din spate care v-a supărat este în zodia Fecioarei sau Aracului, sau are planete acolo, aici este. Dorința voastră este să fiți puternici, să vă transformați și să străluciți, că de fapt asta înseamnă transformare. Aici e galben, aici e galben, da? Să manifestați copilul, cum a zis mai devreme, e un profesor spiritual care vă poate ajuta. Da? Spiritual teacher și copilul, da? Children. Poate un copil v-ar ajuta pe unii dintre voi, într-o formă sau alta, vă dă putere. Iar, vedeți, dar dorința voastră, repet, este să ieșiți, să fiți puternici, să vă controlați un pic impulsurile, să ieșiți din depresie sau din supărare și să manifestați înțelegere, înțelepciune, compasiune și strălucire. Că de-aia sfatul este împărăteasa. Ia uite, și aici e soare. Străluciți, pentru că aveți o valoare specială. Dacă o fi leu, rămâne de văzut, sau marcaj în leu, ia uite. E un turn care s-a produs și tot aștepta să se construiască. Nu, investiți în construcția voastră. Dacă s-a dărâmat ceva, s-a dărâmat ca să se reconstruiască cei doi. Când se vor reconstrui, se vor reuni, eventual. Clarificăm 5 de monede. Ia uite, temperanță. Aveți răbdare. Dacă aveți niște probleme în această reconstrucție, aveți răbdare. Vindecați problemele de cuplu, vindecați problemele financiare cu răbdare. Echilibrați-vă emoțional. Dacă îi așteptați pe ei, aveți răbdare și cu ei. Că și ei trebuie să se transforme, să se echilibreze. Unii dintre voi care ați avut probleme cu un personaj în semn de foc, trebuie să vindecați aceste probleme de cuplu. Să vă echilibrați emoțional, că văd aici leu iar, leu și pești. Leu, berbec, săgetător și pești. Niște probleme, da? Clarificăm, te rog frumos. Lumea. Clarifică lumea. Ce reușesc peștișorii să facă? Trebuie să facă multe. Și ce e mai frumos? Vă cumva să iasă asta? Asta e. Încheiați un capitol, da? La capătul setului de cărți, acest personaj care încearcă să se... Sau sunt două personaje, foc și aer, separate. Unul dominator, altul analitic. O să fie două personaje, da? Care v-au creat conflicte, cu care a trebuit tot timpul să luptați. De aia am zis că vă doriți puterea și totuși încheiați un capitol. Și odată încheiat, intrați într-o autoritate spirituală, dragii mei. Că sfatul este, repet, ca să vă intre în cap, sfatul este împărăteasă. Să fiți voi aici. Împărăteasă-i trei, da? Perechea este 4, împăratul. Și aici, la lume, urmează 5. Da? 5. Sunteți deja, odată ce aplicați această creștere, încheiați capitolul cu conflicte, cum am zis mai devreme. Da? Și. Unde era? Și. Manifestați această legătură spirituală, poate în alt plan. Nu neapărat în plan fizic. Dar. Încheiând capitolul de conflicte, se manifestă legătura, înțelegeți? Mai dăm o carte. De fapt, care a fost cartea? Da, 5 de băte am zis că era cartea. Clarificăm, 5 de băte și lumea. Mai dăm o carte, totuși, 5 de băte și lumea. Nu sunt multe, am văzut regina de spade. 5 de băte și lumea. Aici este mai mic. Mai 5 de bâte, un conflict. Acest personaj mai are ori o persoană extrem de geloasă, cum a zis mai devreme, în preajmă,
5 de spade, de care trebuie să se vindece în preajmă, acasă 4 de spade. Ori încearcă să-și tempereze, să-și controleze tentația, atracția pe care o simt față de voi, s-ar putea să fie și una și alta. S-ar putea să fie și una și alta. Și de aia se creează conflictul. Mai, mai. Așadar, încheiați, dragii mei, acest capitol. Clarificăm împăratul. Nu împăratul, clarificăm marele preot. Concentrați-vă pe creșterea voastră spirituală. Mergeți ce înseamnă marele preot, profesor spiritual, da? Schimbați energia, se schimbă energia. Posibil să fie o întâlnire de destin cu un personaj de o autoritate specială. Doamne ajută, nu de alta, dar am văzut, uitați-vă și voi, la profesorul spiritual. Dacă voi lucrați de mult timp, unii peștișori, puteți să intrați în această vibrație, da? Mare preot și mare preotese. Depinde ce alegeți. Mai ales dacă sunteți independenți și lucrați intens la profesia voastră și la creșterea voastră spirituală. Și aplicați această împărăteasă. Unii dintre voi aveți da. Aveți de creat o schimbare în destinul vostru. Și aceasta se face doar prin rugăciune și printr-o implicare spirituală. Dacă vine cineva cu marcaj în zodia taurului să schimbe ceva, vom trăi și vom vedea. Dar nu prea îmi place să limitez mesajul doar la asta. Da? Încheiați conflictele, da? Și bucurați-vă de această întâlnire de destin. Și dacă nu o fi personaj cu calități spirituale, poate este un personaj stabil. Un personaj stabil care vă dă stabilitate. Că nu ar fi toți mari preoți, da? Sau nu ar fi toți taurii sau eu știu ce alte zodii mai sunt. Nu ar fi toți spirituali. Dar, în general, sunt tradiționali și vor relații stabile. Nu. Cartea, da? Cartea, personajul care vine. Posibil personajul care vine să vină, să încheie el un capitol. Posibil personajul care vine să vină de la un drum, de peste hotare. Oricum, e o schimbare de energie în această poveste. Și pentru asta trebuie să vă pregătiți. Ia uite, sfatul este fiți împărătese. Central apare preîmpărăteasa și asul de bâte. Și am zis, provocarea este această comunicare, dar cred că nu musai din partea voastră, poate să fie, depinde de peștișor, ce fel de peștișor sunteți, dar poate să fie și din partea lor. Cineva trebuie să comunice această legătură profundă. Da? Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și nu uitați, dragii mei, să vă concentrați în orice situație pe construcția voastră personală. Restul vin și se adaptează. Vă doresc dragoste, pace. Pa, pa.